Astăzi avem patru invitați speciali la podcastul Business Filosofii. Unul dintre ei este deja în imagine aici, alături de mine. N-am rezistat să nu-l fur eu, Ginei Alban. Bună, Gina! Bună ziua! Bine v-am regăsit! Bună, John! Bună ziua! Gina și John Alban sunt proprietarii Felisei de exemplare Maine Coon, Gina's Dream. Da. Deja aveți o experiență de atât de mulți ani. Vorbim de multă muncă, de multă pasiune. Sunteți și studenți la Facultatea de Medicină Veterinară, tocmai din dorința de a aduce în fața oamenilor la competiții exemplare din ce în ce mai pure, mai frumoase, mai sănătoase. Mai sănătoase. Cred că este un criteriu foarte important. Care ar trebui să primeze, într-adevăr. Uite, aș vrea să ne prezentați exemplarele acestea. N-ați venit singuri, nu ați venit cu mâna goală, ci cu doi superbi băieței. Cine este cel care stă aici în brațe la mine? Cel care nu are stare, nu? Care nu are stare, așa. În brațele tale este un băiat adolescent de 9 luni, se numește Seth. Culoarea lui este Black Smoke. Și este un exemplar foarte apreciat din punct de vedere al caracteristicilor rasei. Și la tine, John, cine e? Aici îl avem pe Wolf, care are 5 luni și un pic și jumătate. El este mascota. Culoarea lui este Black Tabby Ticked. Și acest exemplar este un exemplar care, în afară de faptul că ne face foarte fericiți și l-ar dori orice om, orice iubitor de pisică. Pentru că, după cum vedeți, toarce, stă în brațe, te iubește. O jucărie. Exact, o jucărie. Da, el își chemăm că e mascotă. Da. Își ocupă timpul, ceilalți îl acceptă, așa? Da. Pentru știu că e micuț. Nu contează, să știți că puterea pisicii o dă stăpânul. Înțeles. Cu cât este mai iubit, mai alintat, mai așa, îl face mult mai puternic, mai impunător, da. Mai... E o concurență pentru atenție și în lumea lor înseamnă. Da. Așa este. Fiind exemplare de competiție, își petrec mult mai mult timp cu noi, adică liber în curte. Mai mult decât ceilalți, pentru că e foarte important această relaxare pentru a păstra condiția lor fizică. Wolf deja nu a intrat în Felisa decât ocazional și în vizită. El stă liber în curte toată ziua, ar vrea și noaptea să stea, dar nu-l lăsăm, intră și doarme cu noi în pat. Seth la fel, a intrat deja în perioada hormonală pentru el, deci atenția este sporită aici, pentru că foarte ușor își poate pierde condiția fizică. Dacă vă uitați la el, deja este ușor slăbuț. Și având în vedere că va participa la campionatul mondial din Norvegia la secțiunea adulți, mascul adult, avem ceva treabă de pentru a-l întreține și a-l menține într-o formă foarte bună, dar este o loterie, pentru că noi ne străduim și facem tot ce ne stă în puteri astfel încât animalul să nu aibă de suferit. Pentru că pisicile sunt acolo în competiții pentru noi, nu sunt pentru că ele își doresc treaba asta. Pentru unii poate fi stresant, pentru ei nu mai este stresant pentru că sunt obișnuiți de mici, știu că nu li se întâmplă nimic, știu că primesc mai multă atenție în momentul în care merg cu noi în aceste excursii. Împinați plăcutul cu utilul? Mai aveți timp când mergeți uneori mii de kilometri până...
Timp da, care, atunci avem timp să stăm de vorbă. Da, chiar. Avem timp să stăm de vorbă noi doi. Din păcate, nu avem timp să vizităm orașele unde ajungem, pentru că de obicei ajungem vinerea. Concursurile au loc în weekend. Sâmbăta și duminica au loc. Sâmbătă toată ziua până seara la 7 este competiție. După o zi de concurs suntem leșinați de oboseală. Dormiți alături de ele? Nu avem timp să dormim, pentru că de obicei are loc ceea ce se cheamă gala dinner. Este o masă unde participă și arbitrii și organizatori și concurenți. Deci trebuie să fim prezenți și acolo. Relații, să... Exact. Exact. Da, socializare. Bine, da. Și a doua zi este o nouă zi de concurs, care iar se termină seara. Uh-huh. Și de obicei lunea plecăm către România. Deci nu prea avem timp de... N-avem când. Atunci, nu știu, care e mai gelos? Tu pe Gina, Gina pe tine sau pisicile pe... Să zicem că s-a format așa un pact tacit. El... Fiecare are fanii lui și... El e gelos, e gelos pe pisici, spunând că tot timpul le acord mai multă atenție lor decât îi acord lui. Deci, ce nu-i nimic nu-i adevărat. Dar s-a resemnat. Tocmai ce am spus, un pact tacit, adică... Da. Nu e ușor, să știți. Deci anul trecut numai să stau așa la grosomodul să mă gândesc că din zbor eu sunt ăla care mă ocup cu orice că, ce înseamnă logistică, drum, logistică, de absolut tot. Uh-huh. Am făcut doar pentru concursul vreo 30.000 de kilometri în toată Europa. Adică nu e. Cel mai departe am fost la Strasburg. Deci să înțeleg că aveți, dacă e bilete gratuite la avion, nu cu avion. Vorbim cu mașină. Vorbim cu mașina, că nu ai cum să mergi cu avionul decât pentru... cu două exemplare. Noi niciodată n-am mers mai puțin de 4, 5, 6, 7 exemplare. Și dacă exemplarele noastre și de obicei depășesc greutatea... Kilogramele la exact, 8 kilograme cu tot cu cușcă, nu ai cum, chiar dacă ai avea un singur exemplar să zbori cu avionul. În cale exclus. Nu ne supunem animalele la așa ceva. Dacă ești cu organizarea, înseamnă că musei trebuie să cumpăra și un avion. Nu. Privat, așa prefer, mai... Încă prefer condusul. Dar referitor, mai devreme spuneți că timpul nostru și, cum spunea soția mea mai devreme, că ei petrec foarte mult timp, cei de concurs cu noi, vi s-a părut că în platou în seara asta aveți niște exemplare stresate? Nu. Asta înseamnă că ei, oriunde ar merge cu noi... Se simt la fel de bine. Se simt la în, fel, siguranță. În siguranță. Asta, despre asta vorbim, despre siguranță. Da. Deci pisica nu e cățel. Da. Deci, uitați-l cum doarme, uitați-l pe ăsta cum doarme. Deci, reflectoare, camere, zgălăgie. Spațiu deci, necunoscut și știm, pisicile sunt foarte cunoscute. Spațiu pentru prima dată, venit în el, nu-l cunosc, nu nimic, mirosuri diferite. Nu, asta înseamnă încredere, la asta lucrăm. Da. Cred că e foarte important, cum ai spus, show este show, dar personalitatea animalului exact. Este dacă ceva instinctual. Dacă el nu are încredere și... în tine, tu nu-l poți prezenta, nu-l poți controla. El trebuie să aibă încredere. Și poți fi descalificat, nu? Bănuiesc. Da, absolut. Poate fi descalificat. Ai văzut în momentul în care îl întind. Aceasta este poziția în care se prezintă un la această rasă. Pentru că la alte rase sunt alte poziții de prezentare. E, aici trebuie întins să se vadă clar lungimea corpului, să se vadă coada, să se vadă poziția urechilor, poziția ochilor, botul, expresia. Dacă ai un animal stresat și va sta așa... Nu ai nici ce să vezi, nu? Arbitru nu ai cum, nu are să, cum să vezi să... și oricât de bun ar fi, din start va pierde. Pentru că nu se prezintă. Exact. Asta spune și cuvântul ca atare, nu? E nevoie de a te prezenta. Avem vara probleme cu toții cu blănița, indiferent despre ce animal vorbim, nu? Așa. Cum vă descurcați cu atât de mulți blănoși? Trebuie să mă menționez că vara orice animal cu blană năpârlește. Că-i câine, că-i pisică, cred că și celelalte animale cu blană trec prin aceeași metamorfoză vara. Am auzit tot felul de discuții cum că tundem pisica vara. Nu, nu tundem pisica vara.
Dacă ne dorim un animal cu blană, ne asumăm faptul că în perioada caldă ei năpârlesc. Cum putem avea grijă de treaba asta? Simplu. În primul rând, printr-o hrană corectă, corespunzătoare, o hrană de calitate. Are influențe majore asupra firului de păr. Apoi, periem mai des vara. Și, foarte important, ceea ce nu mulți știu, este că se spală, chiar dacă spălatul nu-i recomandat la pisică, pentru că ea se spală singură și îi schimb pH-ul, în această perioadă poate fi spălat pentru a îndepărta firele de păr mort. Că, de fapt, asta înseamnă procesul de năpârlire. E, nu toate acele fire de păr cad, chiar dacă sunt moarte, în timpul unui periaj 2, 3, 5. Rămân, pentru că sunt zeci de mii de fire de păr. E, prin spălat, noi îndepărtăm acest păr mort. Revigorăm blana și iată că rezolvăm și problema părului în exces în această perioadă a anului. La polul opus, în momentul în care vine frigul, ei își pun pe ei blana de iarnă. Ei, și atunci ei sunt spectaculoși, cu acele gulere fantastice pe care le-ați văzut. Din păcate, în România, în ultimii ani, știi foarte bine că iernile nu mai sunt ce au fost, au devenit din ce în ce mai blânde. Blana animalelor are de suferit, mă refer în cazul nostru la pisici, pentru că în loc să se îmblănească corespunzător, sunt cumva tulburați datorită acestor ierni calde și nu mai avem o calitate a blănii pe care am fi avut-o acum, nu știu, 20 de ani, când erau iernile de altă dată. Dacă ai văzut în zonele reci, în Rusia, în țările nordice, altfel își păstrează animalele blana, pentru că condițiile sunt favorabile meteorologice pentru așa ceva. Organismul animal este foarte bine programat genetic să știe ce are de făcut. Și se adaptează. Și să se adapteze. Ei se adaptează. Maine Coonul este o rasă de zăpadă. Sunt originari din America de Nord, din regiunea Maine, deci o regiune rece. Acel puf dintre pernuțe este acolo să faciliteze mersul prin zăpadă. Deci, până la urmă, probabil peste 10-20 de ani, fiind în zona noastră de climă, nu ai de unde să știi de acum cam cum evoluează. Sper să nu se transforme într-un sfinx. Pisici egiptene, da. I-am auzit pe foarte mulți vis-a-vis de asta, luând-o ori ca o glumă, ori în serios, nu? Pisicile egiptene care n-au blăniță, că ar fi mai... ar prefera una din aceea când e vorba de blăniță, dar zic eu totuși revin la... Mă abțin. La, exact, mă abțin de la comentarii. E doar un... Depinde fiecare ce își dorește. Da. Sunt persoane care vor pisici fără blană. Ce nu știu este că întreținerea acelor pisici este mult mai grea decât unei pisici cu blană, pentru că secretă un anume sebum, dar nu suntem aici să vorbim despre sfinx. Cum ai spus și tu, probabil mulți fug de zona aceasta de responsabilizare, de muncă și se gândesc că ar fi mai ușor ca să nu stai să operi, să nu stai să o speli, uite tot procesul de care vorbeați și multiplicat, nu doar aplicat la o pisică, ci la mai multe exemplare, îmi dau seama câtă muncă este. Și vorba românească, dai din lac în puț. Da, deci îți iei nu ca să te relaxezi animăluțul, deja devii... De aceea este foarte importantă documentarea, înainte de a ne hotărâ ca și iubitori, în momentul în care vrem să ne alegem o pisică, e bine să ne documentăm. Despre rasa respectivă, despre activități, despre întreținere, să știm ce ni se potrivește, o pisică mai calmă, o pisică mai energică, o pisică temperată, este foarte important să se intereseze omul despre
când rasă. Cineva vine și se interesează, își dorește un astfel de exemplar. Știu că discuți cu acel potențial client și exact astfel încerci să afli ce anume îi s-ar potrivi cel mai bine, pentru că știi deja ce ai acolo ca exemplare și poate în afară de culoare, sex pe care omul și l-a propus, îi poți recomanda ceva anume sau anumite exemplare, nu toate de pe care le ai. Cum decurge acest proces așa? Feeling-ul tău, cum îl pui acolo? În primul rând este extrem de importantă prima conexiune cu omul. Pentru că dacă mulți ar spune nu contează, ba contează, pentru mine cel puțin contează, pentru că eu rămân în legătură cu toți cei care au luat o pisică de la mine pe toată durata vieții animalului. Așadar, conexiunea este extrem de importantă, pentru că cer să fiu contactată în momentul în care apare o problemă, în momentul în care au ceva nelămuriri, chiar și în probleme de sănătate, că e vorba de o ființă vie. Noi nu avem o fabrică de jucării acolo. Noi avem o felisă de pisici din rasa Maine Coon, deci sunt animale. Se poate întâmpla orice sau nu se poate întâmpla nimic. Și asta le spun oamenilor. Deci, în primul rând, este conexiunea cu omul. Apoi mă interesează foarte mult interacțiunea pe care o au cu pisicile mele la mine în curte, pentru că nu doresc să fie luat ca trofeu pentru că este la modă. Exact, da. Pisoii noștri sunt născuți și crescuți cu toată dragostea și dedicația. Vreau ca omul să continue munca, pasiunea și iubirea noastră. Și suntem cumva responsabili noi, ca și crescători, de alegerea viitorilor stăpâni, ca lor să le fie bine, în mâinile noastre ține. Ține decizia. Decizia. Că voi aveți rolul final de a decide. Exact. Animalul alege stăpânul, adică interacțiunea acolo, vezi dacă rezonează, dacă e atras de acel animăluț sau nu. De obicei, în momentul în care vin, își doresc ceva anume, vin clar pentru Maine Coon. Mă întreabă unii, credeți că ni s-ar potrivi o fetiță sau credeți că ni s-ar potrivi un băiat? Am și clienți care vin pentru o anumită culoare și în momentul în care ajung să vadă tot ce e acolo, spun, știți ceva? Uitați ce am vrut. Uitați, nu ne mai interesează. Noi vrem un Maine Coon. Indiferent de culoare, indiferent de sex, ne dorim în viața noastră un Maine Coon. Cred că e la fel de greu, sau nu știu, mă gândesc așa, și pentru clienți când vin și văd așa, e ca și cum ai fi un copil într-un magazin cu dulciuri și nu știi ce să alegi, așa și voi, cât de greu vă despărțiți, știi, normal, de la început, că aveți exemplare pe care le păstrați pentru spectacol, pentru concursuri și așa mai pentru departe, reproducere. Și altele care o să ajungă să bucure alți oameni iubitori de animale. La început mi-a fost foarte greu când am dat primii puiuți. Ulterior am realizat că fiecare animal din curtea noastră vrea o bucățică din mine și din timpul meu. Ar fi un act de egoism fantastic să nu mă gândesc la faptul că puiul care pleacă de la mine are toată atenția doar pentru el. Pe când la noi, oricâtă dragoste și grijă avem, trebuie împărțită la toate sufletelele din ograda noastră, că sunt multe. Trebuie să-l trecem pe John pe lista. Și nu numai animal o bucățică. E cineva aici care tânjește după mult. Și animalele cu două picioare. După mai multă atenție decât se poate. Așa am reușit să o conving. Pentru că ea nu voia să renunțe la niciun exemplar scos din reproducere. Da. Și așa am reușit să o conving să înțeleagă că pe binele lor este să le dăruim. Familie, le dăruim, le donăm, le dăruim la familii, la fel, se face o selecție destul de riguroasă și chiar dacă e greu pentru unii să creadă, avem pisică care au încercat în două, trei familii și nu s-a potrivit și am zis că, bă, cu pisica asta cred că o să rămână la noi pentru că nu se obișnuiește. Da. Și după care a venit o familie în care nici când am crezut eu e una, nici măcar ea n-a crezut că o să
o să potrivească atât de bine în acea familie. După ce dădusă rateu în mai multe familii. Vezi, deci nu... E foarte important, uite, că și oamenii totuși care au luat acele animale au realizat și, zic eu, comunicarea aceasta între voi toți este extraordinar de importantă. Da. Și scopul final e, cum spunea și voi, e ca animalul să bunăstarea fie animalului. Bunăstarea, exact. În regulă, ok, este să fie fericit. Cea mai mare bucurie. Exact. Și, de fapt, în felul acesta și tu stai liniștită că a ajuns unde trebuie, da. E fericit da. Și animalul și stăpânul și, exact. Până la urmă, se leagă o prietenie. Aveți, nu că mai nou, deja de ceva timp și alte genuri de feline acolo. Povestiți-ne puțin, încă nu v-am convins să veniți cu, Next cu, level. Cu ei aici, dar... Nu, dar puteți veni... Perseverez și eu. Puteți veni voi și vă arăt cu drag. E mai complicat un picuț să venim, de exemplu, cu Saba, cu Bobcat-ul. Este ultima rasă de râs pe care am adus-o. Nu cred că ar avea stare să stea într-un loc. Da, da. Nu crezi, eu sunt sigur. Sigur, așa e. Da, dacă aducem un copac, ceva, facem un decor micuț, poate eventual așa. Un porumbel. Sunt foarte energici, sunt și pui. Da. Și nu ar sta cum stau Maine Coonii. Nici vorbă de agresivitate sau de altceva, doar că cred că nu n-am avea ce să prezentăm. Timp, sunt foarte sigur. Activi. Nu, sunt foarte nu activ. Activ. Foarte activ. Treaba cu râșii este un next level, o dorință mare și veche pe care am avut-o. E adevărat că atunci mă gândeam să am și eu unul măcar ca și animal de companie. Iată că nu avem doar unul. Avem 3 rase deja și nu ca doar ca animal de companie, ci am devenit și reproducători. Înțeleg că a fost visul tău să ai, mai spus, cel puțin un exemplar. John ți-a făcut acest cadou și acum aveți grijă de ei. Să zicem că a fost visul ei să aibă un caracal. Da. S-a întâmplat să avem 2. După care a fost visul meu să am un serval. Și așa am ajuns să avem și servale. Fiecare cu linia... Nu aș spune fiecare cu linia lui. Nu, sunt diferiți. Trebuie să ajungi să-i cunoști, să le vezi, să vezi comportamentul. Dar ea nu voia servale. Sunt diferiți, sunt foarte diferiți. Și acum să echilibrăm cumva balanța, am adus și o a treia rasă. Lynx Rufus se numește. Sau Bobcat. Este cea mai mică rasă de râs. Sunt 4 existente. Și a cui dorința a fost? Da. Nu, eu sincer am fost un pic contra. Pentru că să zicem că eu sunt ăla mai realist. Îți mai cu picioarele pe pământ. Adică nu, ea e mereu la undeva pești. Stă cu pisicile acolo. Așa e armonia creată. Fiecare vine în completarea celuilalt. Da. Și uite, cu cât aveți mai multe competiții, concurse și cât mai departe de casă, o să aveți mai mult timp să stați împreună, nu? În acel timp de condus. Exact. În care să puneți planurile următoare la cale, să le discutați. Vreau să vă întreb pentru sesiune, că sunteți încă în sesiune la facultate, la medicină veterinară. Învățați împreună? Aveți examenele la fel? Sunteți în aceeași grupă? În da, 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 suntem colegi de bancă. Colegi de bancă. Da, învățăm împreună, ne pregătim împreună, mergem împreună. Copiezi de la Gimina sau mai întâmplă așa, când n-ai timp. Sunteți oameni ocupați și cred că e de înțeles pentru fiecare, nu sunteți ca cei care vin prima dată studenți. În același timp au și profesorii dreptate, că nu ne-a obligat ei, nu ne-a obligat nimeni. Nu. Sunt conștientă că ați mers acolo cu scopul de a fi mai responsabil, mai în cunoștință de cauză și a avea la îndemână toate ustensilele și informațiile. Într-un cuvânt, pentru bunăstarea pisicilor. Pentru că noi, practic, doar nu ne gândim pe papagal, pe cal, vacă. Da, în realizarea o faceți pe felină. Felină. Da.
ați avut în, ați terminat acum primii doi ani de zile, ai avut niște aha-uri în anumite zone care ți-au dat răspunsuri la ceea ce căutai pentru mai multe, nu? Doar anumite, foarte multe. Da, am învățat deja foarte multe. Care erau cu semnul întrebării, erau blank, erau multe întrebări. Ne-am răspuns la multe întrebări. Fără să întrebăm pe nimeni, ne-am răspuns singuri. Uitându-ne unul la altul, zic, uite, mai ții tu minte când noi vorbeam, uite, ai văzut de ce? Da, răspuns la întrebare. Deci, nu o să regretați niciodată. Fiecare zi este o zi de învățat. În fiecare zi înveți câte ceva. O provocare. Exact. Ne dorim acum să intrăm și pe partea de chirurgie, să învățăm. În primul rând, pe mine mă interesează ca măsuri de prim ajutor în caz de orice. Se mai întâmplă, până la urmă sunt animăluțe și acasă am și eu două pisici, vin, se mai zgâre una pe alta, deci e o normalitate, nu sunt, nu cum am spune chiar, copiii. Din păcate lucrăm la această normalitate, dar va mai dura ceva până vom reuși să o aducem la un anumit nivel, pentru că tot ce înseamnă om, copil de la nou născut și până la adânci bătrânețe, la toți li se pare normal să se mai întâmple ceva pe parcurs, indiferent că e după ce se naște la o zi, două, trei, o lună, un an, 10, 20. Bineînțeles că toți ne dorim să nu se întâmple. La pisici e același lucru. Dar dacă se întâmplă, trebuie să putem acționa. Să putem acționa și nu se ia atât de ușor precum se ia la om, că ne-am născut, am crescut cu aceste probleme. Da. La pisică e ca și un nou și la pisică e aceeași chestie. Plus că ei nu pot vorbi, exact, să spună ce îi doare, ce se întâmplă. Trebuie să-ți dai seama, datorită acestei conexiuni pe care o am cu ei, nu prea am dat greș niciodată, am știut exact ce are animalul respectiv. Uneori am putut să-l ajut eu, alteori a trebuit să merg cu el, dar și cu mersul cu el trebuie să știi unde mergi cu el. Uneori e o urgență, într-adevăr. E o urgență și n-ai timp de pierdut și trebuie să mergi țintit. Da, și uite, cum ai spus, îți ocupă foarte mult timp chiar și această observație de rutină, controlul de rutină zilnic pe care îl faci și care... Și consumul emoțional în momentul în care este o problemă, te susține, ești mai cu picioarele pe pământ în momentele acestea de criză, care vrei, nu vrei, până la urmă apar, că sunt emoții. Nu, eu sunt, să zicem că în momentele de criză sunt mai tari, dar și aia e, în momentul ăla este, dar în momentul cum s-a relaxat, a trecut, după care e efectiv ca un fulg, așa, eu rămân în continuare, da. În picioare? Până la urmă, cred că... persoanele empatice care rezonează cu animalele sunt o sensibilitate mai mare sau au o sensibilitate mai mare în general, emoțională. Da. Nu știu să răspund aici pentru că nu știu cum sunt cei care... exact. Cum ar fi fost să nu iubești animalele? Nu pot să-mi imaginez, nu. Cum nu pot să-mi imaginez viața fără ei, fără ele? Acum, având experiența prin care ai trecut atâția ani, probabil și chiar că nu te-ai vedea alt rost. Nu mi-aș vedea alt rost, cu toate că m-am întâlnit de-a lungul vremii, așa cum îmi spunea o crescătoare de mult când am început eu, îmi spunea dacă sunt sigură că vreau să fac asta, pentru că nu voi avea doar satisfacții, voi avea și boală, voi avea și moarte. Și mai bine mă întorc eu la mine acasă, la mine în țară, îmi iau un pisoi și mă bucur de el și uit de lumea asta. Eu am spus atunci că mie nu mi se poate întâmpla nimic, animalelor mele nu, bineînțeles că s-a întâmplat, bineînțeles că am trecut și prin boală cu ei, am trecut și prin moarte, dar primează într-adevăr momentele bune și frumoase. Este o rasă de pisică naturală, atât cei wild cât și Maine Coon-ul sunt animale sănătoase prin structură și genetic, foarte sănătoase, dar se poate întâmpla orice, ca și la noi. Animalele în general simt când alt animăluț din aceeași rasă are o problemă de sănătate sau are ceva. Simt. Deci am văzut asta, cred că cu toți în documentare sau la orice gen de animal.
cum e la voi, fiind acolo atât de multe, cred că și la ele se leagă prietenii, sunt și antipatii mai... Sunt și prietenii, sunt și antipatii. Acum, haideți să o lăsăm să vă povestească ea. Așa. Chiar dacă nu-i va fi ușor, că niciodată nu o să fie ușor când pomenește de Easy, dar... Saba și cu Easy, adică pe Saba de abia o adusesem, vorbim de un lynx, de bobcat. Mic. Avea 3 luni de zile. Da. Easy era bolnav, cu insuficiență renală, l-am descoperit în decembrie. Era foarte bolnav. Și nu pleca de lângă el. Efectiv, stăteau și dormeau unul lângă altul și... Aș punea capul pe el. Dar nu mai avea poftă de mâncare, numai dacă o luam de acolo, pentru că încerca să o luăm pentru binele ei, că nu voiam să o lăsăm să intre și ea în... Letargie și... Exact. Era un schimb de energie, era ca și cum îmi transmitea că vrea să-i dea și lui din... Să împartă suferința și să poată să-i sănătatea susțină. Ei. Da, a fost fantastic și înduioșător în același timp, îți rupea sufletul. Sunt momente în care și suferința noastră emoțională e pusă la încercare și asta e viața cu care vrem, nu vrem, ne obișnuim. Dar aveți și multe momente hazli acolo, adică fără să faci ceva, zilnic. Cred că totuși, intrând acolo, oricât de supărat ai fi și așa, așa e. Cred că joaca lor e molipsitoare. E o energie specială, inclusiv câinile pe care le avem, când le dai drumul la pisici, la râși și afară, se și joacă, jucăria în gură, se joacă cu ei, și ia o bucată de ață, o trage ca să vină pisica să râzi după ea. Toate animalele noastre o armonie. Da, trăiesc într-o armonie alături de noi. Zilnic avem parte de diverse. Ba, a căzut Sara în iaz. S-a pupat cu peștișorul în iaz. Exact. Adică avem parte. Din punctul meu de vedere, dacă n-ar fi facultatea, eu nu-mi doresc să plec de acolo, pentru că acolo eu am tot ceea ce mă împlinește. Tot ce-mi doresc am acolo. Nu îmi doresc să ies de acolo. Ții șezlong acolo în grădină și... Mă simt bine. Mă simt foarte bine acolo. Mă simt bine în lumea pe care am creat-o. Mă simt bine printre ei și este asta îmi doresc. Asta mă face fericită. Acum mulți ani, probabil că mi-aș fi dorit altceva. Nu, acum asta mă împlinește pe mine. Latura lor terapeutică a animalilor și mai ales torsul pisicilor, cred că este cunoscută. Da. Voi aveți parte acolo de energie mulți multă, decibeli da, adunați mulți, așa. Mulți, da. Îi recunoști pe unii și, cum recunoaște mașinile după motor, îi recunoști și pe unii dintre pisoiași, să zicem, fără să-i vezi după tors, așa, dacă ar veni... După glas. Da, trebuie să fie aproape ca să-i recunosc după tors, dar îi recunosc absolut de la distanță, fără să-i văd după glas, după miorlăit. Știu exact cine miorlăie, cine strigă, cine... Mi se par foarte haioase când încep și au mieunatul acela când văd păsări de obicei. Deci când le tremură gurița. Da. Când am văzut pentru prima dată o pisică făcând așa, eram puștoaică. Mi s-a părut ciudat. Dar am râs pe urmă, deci sunt atât de amuzante și de... Deci că vorbesc acolo. Exact. Sunt foarte multe moduri de a... pentru că prin miorlăit ei exprimă ceva. Da? Pot miorlăi de durere, pot miorlăi de alint, că vor mâncare, că mă cheamă, că sunt în călduri. Miorlăitul este diferit, iar noi îl știm. Deja le-ați învățat limba. Exact. Înseamnă ce vrea... că nu știți cum face caracalul. Nu, n-am caracalul, avut ocazia. Caracalul face precum păsărica. Ciripește. Ciripește? De da. Ce? Pentru că așa atrage el. Așa atrage, atrage păsările. Da. Le prada lui. Da. Da, da, da. Chiar n-am știut și nici n-am ascultat-o. E ceva deosebit sunetul pe care îl scoate caracalul. Inteligența naturii întotdeauna e bună și urmăm și noi, nu? Multe dintre recomandările care vin acolo din natură. Deci, John, cred că e bine să înveți cât mai multe variante de mieuna sau deja sunt momente în le care știe. Nu-ți mai vorbește în le vocabularul știu. Acesta și
Se-mi ia una în casă la voi. Asta face diferența între pasiune. Să faci ceva, să te dedici 100%, nu 99, nu 89, nu 100%. Da, fără nicio virgulă, fără nimic. Pentru că, de exemplu, oricât cât de mult și de bun aș fi eu, eu nu am cum să ajung la nivelul ei. De ce? Eu n-am putut niciodată, n-aș putea, nu știu dacă aș putea mai mult de poate 5-10 pui să-i țin minte pe fiecare de mici. Ea știe 40-50, dar vorbim serios. Da, da. Pentru că dacă ea are de făcut un tratament, de exemplu, și are de făcut la 20 de pui, sau de dat de parasitare la 20 de pui, ea ia fiecare pui în mână, se uită la el, îi dă și știe cu ea, cu ea, cu dat, ea da și cu ei nu. Fără să-i dea de, a două, să-i dea de două ore acelui pui. Deci este, uităm și este la un alt nivel. Noi, da. Nu, asta este, am zis clar, asta nu știu dacă aș reuși nici de contra 100 de ani, performanța asta. Fiecare mâna lui Dumnezeu acolo. Da, sincer, nici nu mi-am dat interesul pentru că este ea... E, ai lăsat ce zice, grijă să lasă cu pastilele, cu... Da, nu, păi avem foarte bine stabilită. Ea e, fiecare e bun pe partea lui. Și noi ne-am împărțit fiecare pe partea Eu sunt relaxată în ceea ce privește tehnologie și... Organizarea evenimentelor. Tot. Nu mă interesează pe mine, sunt atât de relaxată. Știi, unii ar zice că partea asta de logistică și de organizare e ușoară. Dar numai ca să mergi într-o excursie, într-un city break. Deci, să știi unde te duci, când, mai ales fiind și cu animale după voi. Numai să stai cu traficul din București și te duci în 2-3 locuri diferite. Deja? Credeți-mă, la 37 de grade, dar indiferent când. Cu aglomerația care ești, mai nimerești la oră de vârf, să vezi cum speri jumătate de zi și spui, băi, dar ce am făcut? Păi am fost la A, la B, de la B, la C. Și atât. Acasă. Acum deja lucrăm la planificare pentru noiembrie, pentru Norvegia. Pentru că sunt oameni care vin cu noi, unii vin cu avionul, alții vin cu mașina, ce pisici luăm, care sunt punctele de oprire, pentru că e drum lung. Da, da. Este o întreagă nebunie cu această organizare și mai sunt o grămadă de luni până atunci. Și deci în noiembrie o să fie concursul și cu lângă ce? Oslo, da. Oslo și cu... Deci o să se simtă mai bine acolo, fiind mai răcoare, sperăm, nu chiar dacă e și noiembrie. Probabil în jur la 15-16 sau poate văd și ele zăpadă acolo, că la noi... Poate. La începutul noiembrie nici la ei nu prea nici la ei nu prea... Nici nu prea și nici la ei nu mai e cum era. Lasă, ne dorim și noi, măcar, uite, poate au ocazia, că la noi deja nu mai știm dacă gândiți-vă că sunt 3200 sau 3300 km terestre, pentru că nu putem să tăiem. Am încercat să tăiem, dar nu putem din cauza volumului de pisici, nu ne primesc pe bac. Pe bac. A, deci nici pe bac. Nici pe bac. Pe bac cu maxim, maxim 3 pisici. Nu ai voie mai mult de 3 pisici, pentru că ar trebui să luăm... Deci, teoretic poți, practic nu. Uh-huh. Ar trebui să luăm o cabină pentru noi și o cabină pentru fiecare 2 pisici. Adică noi ar trebui să luăm o cabină pentru noi și încă 3 sau 4 pentru pisici. Adică pisici. Nu. Ar fi o sumă exorbitantă și atunci... Vipurile. Atunci o iei frumos prin Germania, prin treci cu Danemarca, Danemarca-Suedia, Suedia-Norvegia. Da. Când o să ajungeți într-o zonă în care, nu știu, spre Australia, nu mai aveți ce să faceți și trebuie să luați... Nu, acolo, acolo e mai greu, ajungeți, că pe la canguri nu... Peste ocean nu am ajuns. Cel mai departe am ajuns în Israel, cu avionul. Da. Și, nu știu, vedem ce ne... anul viitor, campionatul mondial va avea loc în România. Deci să mai vină și alții la noi acasă, da. Să circule. În deci 2025. Ai scăpat de mare parte din organizarea, doar de organizarea cu kilometri, să spun. Nu, am scăpat doar de unul. De campionatul, pentru mondial. Campionatul mondial. Pentru că restul mediteraneanul... Da. Unul important, să zicem. Da, cel mai important din an. Adică o să vă fie mai... ușor, e ca la fotbal. Anul ăsta campionate am mondiale. Învățat în anii ăștia că îmi fac planul doar de azi până mâine. Pentru că, după cum spuneam, nu știi ce se întâmplă până luna care vine, cum mi-a mai căzut blana, ce a mai pățit, s-a mai zgâriat, s-a mai atins. N-a ieșit bine la coafat. Exact. Și a rămas părul și de anul ăsta până la anul. Deci concurenții, și cu cât timp înainte trebuie să scrii exemplarele pe care pentru astfel le de prezinți? Concursuri? Sunt cam 3 luni înainte, se dau drumul la scrieri și ai termen cu până la 2-3 săptămâni înainte. Când... La mondial, nu. Mai mult de o lună. Mai mult.
Și ați spus că nu poți să le schimbi, adică dacă se întâmplă ceva cu blănița sau, eu știu, Doamne ferește... Nu, și am avut caz. La un show normal a pierdut blana de la o săptămână la alta, uh-huh. deci n-am putut să o mai iau, că ne făceam de râs. Da, da. Da, știți acum criteriile și tot ce da. Trebuie acolo și îți dai seama... E vorba de climatul pe care îl avem. Uh-huh. Dacă asta e iarnă, uh-huh. am avut 2 săptămâni, 17, 18, 20 de grade, i-am indus pisicii că vine primăvara. După două săptămâni, da, după 2 săptămâni ne-am dus la 0 grade sau la minus 2, minus 3, că nu știu dacă m-am mai mult de atât, da. La București. Și după aia i-a zis, stop, vine iarna. Deja e organismul bulversat. Exact. La asta exact. Se adaugă și statusul hormonal, uh-huh. pentru că un kitten sau un junior crește, intră în călduri, perioada de călduri iarăși vine cu niște minusuri din punct de vedere al condiției corporale și, ce să vă zic, era suficientă doar vremea, apoi și cu statusul hormonal... Deja am pus capac, exact. Este compromis din punct de vedere competițional pe o perioadă. Deci uite câte elemente, câte detalii sunt de luat în calcul, lucruri la care nu știu cât s-ar gândi. Adică aveți, uite, așa, voi vă gândiți că pe voi vă afectează, uite, blănița și codița, deci... Coada, cred că e aproape la fel de mare cât corpul ei. Da, este un standard, criteriu. Este standard, trebuie să vină între omoplați. Da? La nivelul omoplaților, exact. Fereți. Trebuie să fie stufoasă. Ce e peste omoplaț este extra lung și e un bonus. Ah, ok. Anul trecut am pierdut cu o femelă, chiar înainte, un pic mai aveam să urcăm pe podium la mondiale, mm-hmm. pentru mm-hmm. că treci prin multe etape în cadrul acelui aș concurs până ajungi pe, la panel, mult râvnitul panel. Ei, am ajuns cu o fetiță până la ultima etapă și înainte de strigarea finală, era o altă femelă în competiție, a pierdut a mea pentru că i s-a părut arbitrului că ar mai fi mers câteva fire în plus pe coadă de păr. Avea 2 mm lipsă, avea coada mai lungă celălalt. Dacă am fi știut, asta e, am fi mers și am pus un mesh înainte exact, de concurs. Exact, da, asta am gândit așa, v-ați pieptănat-o mai mult de trasul de păr. Da, asta spune, este o loterie. Da. Chiar și când ai un exemplar perfect. Nu știi cine e concurența, că sunt acolo, starea arbitrilor... Preferințele arbitrului, pentru că poate să aibă o preferință pentru siguranță. Un tip anume, pentru anumit tip de ureche, o privire, o culoare. Și pentru o anumită țară, de ce să nu spunem pe șleau, că există și astfel de preferințe. Până la urmă sunt subiectivi și atunci, mai ai spus, factorul de noroc contează, cum se zice, când ai o stea în frunte. Da. Eu zic că întotdeauna o să vină și momentul... acela râvnit, ar fi sigur cu atât mai greu, frumos. E greu să faci performanță, e ușor să faci performanță cu o singură pisică sau două, e greu să faci cu mai multe. Noi avem cu multe pisici performanță. Momentul când faci cu multe pisici înseamnă că faci ceva bine. Da. Și cel puțin 4 linii diferite. Momentul când faci cu o pisică înseamnă că ai avut un noroc și ți-a făcut o pisică, ori ai luat o pisică bună, ori ți-a născut o pisică bună, dar în momentul când faci cu mai multe, deja și validarea există exact, acolo. Și ești Felisa numărul 1 pe anul 2023 23. Cu 24.000 de puncte, că nu a mai existat așa ceva și nici nu știu dacă vor mai exista, doar în curând. Cred că nici în punctele Europa. Punctele se dau pe la fiecare competiție în funcție de exemplu, de la un best in show, dacă l-ai câștigat, ai 130 de puncte. La o nominalizare, 125. Deci ai de muncit să strângi 24.000 de puncte. Mă gândeam tocmai ca să înțeleagă oamenii ce înseamnă că... Cifra e extraordinar de mult și am și fost la multe competiții. Din octombrie și până acum, doar că am 42.000 de kilometri pe o singură mașină, cea care merge la cel mai mult la concurs. Și am mai mers și cu alta pentru a mai... Sau mai lasă să mai exact, să mai odihnească asta, da, exact. Deci, vapor, avion, mașină... Trebuie să ai răbdare și să le duceți pe toate la bun sfârșit.
Sunt show-uri care nu, să zicem, sunt show-uri care dezamăgesc, că nu toate show-urile, da, sunt show-uri care dezamăgesc din diferite motive. Trebuie să roommate matches, dormi, treci peste și vrei de la capăt. Da, da. Pentru că nu poți, nu câștigăm de fiecare dată. Faceți deja acum o selecție, că știți concursurile la care merită, cum spuneți voi, să te duci și au anumită, eu știu, au un anumit istoric, o anumită prestanță. Dar și acolo contează, poate. Ne asumăm faptul că pot fi pisici mai bune decât ale noastre. Pentru că nu există nicăieri, nu ai de unde să știi ce pisică va fi, cine va veni și cine nu. Nu aveți cum studia ca la fotbal adversarul cu... Doar când ai ajuns acolo, dimineața concursului, atunci când începe, sâmbătă dimineața, iei catalogul care îl primești. Dar atunci, atunci la ce te uiți, mai ajută? Acolo ești acolo, nu mai contează. Pierdem un pic mai... Nu. Plus că mai sunt concurenți care ei doar... te trezești că e acolo niciodată, nu se afișează, nu afișează. Da. Și aici sunt secretele fiecare. Încearcă să aducă elementul surpriză. Sunt, dar știți de ce? Noi suntem mândri de asta. Pentru că ei speră ca noi să nu fim acolo. Exact. Păi cred că se roagă mult să nu vă întâlnească pe acolo. Nu? De asta ne uităm la... În momentul când ne-au văzut, se vede pe fața lor că... Nu prea sunteți bine veniți acolo în rândul concurenței, să zic. Asta e o validare. Până la urmă și asta nu este o validare a faptului că, domne, ești mai bun. Oamenii ar trebui să vină să strângă mâna. Nu știu cum se procedează aici, ca în sport sau mai puțin. Fizica e mai indică, mai... Nu prea se strânge mâna, din păcate. Ia să zic, e ca pisica mai... Din păcate, nici chiar între membrii aceleiași țări. Da? Oh, păcat. Da. Consideră în mod eronat, probabil, concurența, conceptul de concurență ar fi trebuit să fie ceva constructiv în sensul de a ne motiva să facem lucrurile mai bune în diferite domenii și de... Depinde foarte mult de firea omului, depinde de cât știe să câștige sau cât știe să piardă. Depinde dacă știe să piardă. Cum, da. Cum știe să... Nu e ușor să pierzi, trebuie să știi să pierzi cu demnitate, la fel cum luptăm pentru câștig și am fost acolo, știm cum este și vrem iar și iar și iar și iar. Ai zis ca actorul care vine și mereu pe scenă își dorește cu siguranță să fie văzut, aplaudat și apreciat, pentru că e munca voastră, pasiunea voastră și vă doriți să împărtășiți cu cât așa mai mulți, este, nu? Și cred că la nivel ce înseamnă Maine Coon la nivel mondial, avem ceva de spus în această rasă. Numele, nu vă mai întreb, sunt atât de extraordinare. Care dintre voi aveți preferințe sau cum hotărâți cine numește, cine botează, să zicem, primul animal? 99,9%. Sunt ale tale, Gina? Da. Da. Nu am, adică dacă îmi doresc să pun un nume, eu pot să-l pun fără niciun fel de problemă, dar nu am avut până acum. Bă, parcă am fost următorul. Arnold. Ăla l-am pus eu. Nu mă, sunt pentru nume extrem de sofisticate. Aleg de obicei numele simple și care au un mesaj, înseamnă ceva. Am văzut, acum n-am apucat să citesc, că Baltag. Cine este? Că m-a amuzat, mi-a plăcut numele. Da, se numește Baltag pentru că el ajunge într-o familie. Care familie? Se numește Baltag, familia Baltag, iar el este al șaselea pisoi al familiei respective, luați de la mine. De la tine. De pet, ei nu o felisă. Sunt... de companie. Și atunci, pentru că e vorba de cuib Baltag să fie. Baltag se numește. Și Baltag este deja o frumusețe de pisoi. Da. Spuneți-ne, unde vă găsesc iubitorii de Maine Coon? Și ca zonă, și pe rețele de socializare, și... Pelisa noastră este în Ștefăneștii de Jos, lângă pădure, într-o zonă superbă. Pe rețelele de socializare, Gina Alban este pagina personală, unde sunt tot doar pisici. Pe Facebook.
pe Facebook. Tot pe Facebook este pagina Felicei Ginas Dreaming cu România. Și pe Instagram și TikTok, la fel, Ginas Dreaming cu România. Și acolo, cine intră, pot vedea aspecte din viața noastră, viața noastră alături de Maine Cuni, alături de adulți, alături de pui, alături de râși, de peștișori, de cățel și de tot ceea ce noi facem în minunata noastră lume pe care am creat-o. Deci un vis împlinit, Gina's Dream, visul tău a devenit realitate. Este mult de muncă și atunci când visezi, din păcate, dar rezultatele se arată, sunt promițătoare. Noi vă ținem pumnii pentru toate concursurile pe care și competițiile care veți participa în continuare. Și premiul cel mare, cu siguranță, o să vină la voi, nu doar prin noroc, sper, ci datorită perseverenței, dăruirii și implicării voastre. Vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația noastră și vă mai așteptăm cu drag la podcastul Business Philosophy. Mulțumim! Mulțumim! La revedere!